bine v-am găsit! După cum bine știți, acum câteva zile s-a sărbat Ziua Europei, mai precis pe 9 mai. Și cu ocazia aceasta avem oportunitatea astăzi să discutăm despre un proiect inițiat de Societatea Studenților Europeniști. Simplu, el se numește SIMPE. Iar Alexia Bălan, coordonatoarea ediției de anul acesta, ne va explica mai multe despre proiect. Bună, Alexia! Salutare! Mulțumesc tare mult de invitație! Spune-mi, te rog, ce este de fapt SIMPE? De la ce vine? SIMPE vine de la Asimarea Parlamentului European, care este un proiect național. Anul acesta a ajuns la cea de-a 13-a ediție și se va desfășura în perioada 10-16 iulie. Ei bine, prin SIMPE noi încercăm să simulăm procesul decizional din cadrul Parlamentului European și o să punem participanții în postura de a participa la ședințe de partid, ședințe de comisie și la o adunare plenară. Iar în cadrul celor 6 zile de proiect vom dezbate niște rezoluții ale unor comisii specializate din cadrul Parlamentului European. Ok. Cine poate participa la această activitate? Pot participa toți studenții de la oricare dintre centrele universitare din România, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Și trebuie să te înscrii undeva pentru a participa? Da, există un formular de înscriere care este accesibil pe toate rețelele noastre de socializare, pe pagina SIMPE oficială sau pe pagina de Facebook Simularea Parlamentului European. În acest formular de înscriere, pe lângă datele personale, există și câteva întrebări, aș spune eu, semi-specializate, prin care noi să vedem că totuși participanții sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și mai mult de atât sunt pasionați de lucrurile care se întâmplă la nivelul comunității europene. Am înțeles. Ați avut multe aplicații? Da, până în acest moment oamenii deja au început să se înscrie. Perioada de înscriere a început pe data de 2 mai și se va finaliza pe data de 31, deci încă este destul timp pentru ca doritorii să poată face parte din această ediție SIMPE. Bun. Și mai exact, cum se întâmplă lucrurile? Cum are loc o simulare? Ce înseamnă de fapt o simulare? Deci, așa cum știm, Parlamentul European este organizat în grupuri politice și comisii specializate. 7 grupări politice și 20 de comisii. Noi, în cadrul SIMPE, am ales 4 grupări și 4 comisii. Printre partide se enumeră grupul Renew Europe, grupul Partidului Popular European, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților și grupul Conservatorilor. Iar în ceea ce privește comisiile, anul acesta încercăm să diversificăm puțin. Mergem atât pe partea de crize în ceea ce privește Comisia de Afaceri Externe, cât și pe partea de economie, prin Comisia de Afaceri Economice și Monetare, dar ca să mai diversificăm puțin și să ne axăm și pe lucrurile frumoase care se întâmplă în Uniunea Europeană, avem și Comisia pentru Cultură și Educație, CULT, și Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen. Ok, deci, super! Da, participanților le va fi atribuită o țară, o comisie și un partid, iar aceste aspecte pot fi alese chiar de ei prin formularul de înscriere, în cazul în care au afinitate pentru o anumită grupare politică sau pentru o anumită comisie. Și vor fi împărțiți și vor dezbate o rezoluție specifică comisiei în care au fost atribuiți timp de 6 zile. În fiecare zi vor avea loc aceste ședințe de partid și de comisie, iar la finalul proiectului toate rezoluțiile vor fi dezbătute în cadrul unei adunări plenare. Ok. Și ne poți da un exemplu mai precis de cum au loc aceste dezbateri? Sigur. Deci, spre exemplu, în cadrul unei ședințe de comisie, vom avea un director de comisie, anume o persoană care poate mai participat în trecut la asimilarea Parlamentului European și cunoaște toate procedurile, toate metodele prin care se realizează, spre exemplu, votul sau propunerea de amendamente pentru o anumită rezoluție, astfel încât acest director de comisie va dirija dezbaterile, iar participanții vor avea acces la o rezoluție dinainte, ei vor putea să vină cu propuneri, de exemplu, pot să scoată un anumit mențiune din cadrul rezoluției, pot să aducă un amendament nou, iar fiecare propunere trece printr-o procedură de vot, la finalul fiecărei zile există o nouă variantă a rezoluției, astfel încât fiecare are oarecum oportunitatea de a testa pe propria piele ceea ce se întâmplă în Parlamentul European și de a deveni, de ce nu, europarlamentar pentru 6 zile. Super. Și câți participanți există într-o grupă sau într-o comisie, de fapt? Da. Noi ne-am gândit că în acesta, în total, să avem în jur de 100 de participanți, okay. Pentru care în fiecare comisie vor fi cam 25 de oameni. Ok. Deci, numai bine, se împart în mod egal. Da, da. Bun. Mai departe, vreau să te întreb... Sunt aceste înscrieri supuse unor taxe? Da.
Există o anumită grilă de taxe, ca să-i spun așa. În cazul în care participanții au nevoie de cazare, prețul este de 270 de RON. În cazul în care participanții sunt din Cluj-Napoca și nu necesită cazare, prețul este de 170 de RON. Și avem și o ofertă. În cazul în care un participant vrea să vină cu alți doi prieteni și există un grup de 3 persoane, prețul se reduce, iar dacă aceștia sunt din Cluj-Napoca este 240 și dacă nu au nevoie de cazare de 140. Astfel încât am încercat să diversificăm puțin și să oferim posibilitatea oamenilor să se înscrie. De asemenea, ca să ușurăm și mai mult participarea, 50% din taxă va fi aplicată, va fi plătită în momentul confirmării și 50% în momentul în care oamenii se prezintă la proiect. Iar banii aceștia îi folosiți mai departe cu un anumit scop? Da, deci acești bani includ atât 2 mese pe zi, cât și acces gratuit la activitățile de networking. Iar la începutul proiectului aceștia vor primi un pachet de întâmpinare care va conține mai multe lucruri ce îi vor ajuta pe ei să se bucure de proiect la adevăratul său nivel. Ce se va întâmpla în cadrul acestei sesiuni de networking, de fapt? Deci în fiecare zi, la finalul ședințelor, noi ne propunem și să creăm o comunitate, fapt pentru care aceste activități de networking au și rol de a apropia participanții, de a se cunoaște unii pe alții și poate, de ce nu, ca la următoarea ediție ei să fie cei care vor face parte dintre directorii de comisie sau vor fi cei care vor ține training-uri referitoare la modul în care funcționează Parlamentul European. Vor avea loc atât la activități informale, ne-am gândit poate și la o simulare a Eurovisionului, pentru că știm că în momentul de față au loc și semifinalele, respectiv finala sâmbătă, sau activități prin care ei să-și facă o proprie campanie generală, astfel încât să fie și distractiv, dar să și învețe lucruri din aceste activități de networking. Și acum, în timp ce spuneai asta, mi-am dat seama că nu te-am întrebat, de fapt, în fiecare zi, cum o să aveți sesiunile acestea timp de 6 zile, cât durează o sesiune? Da, deci o să existe în fiecare zi în jur de 2 ședințe de comisie și o ședință de partid. Asta înseamnă cam 2 ore pe ședință, 6 ore, să spunem, plus minus, după care vor avea loc, desigur, și pauzele de masă și seara activitățile de networking pentru cei doritori. Deci un program full-time. Da, exact. Am încercat să punem oarecum pe participanți fix în postura de europarlamentar, să simulăm chiar cum trebuie acest job full-time pe care e la un Parlament European. Și care credeți că o să fie cele mai fierbinți subiecte de dezbateri, să zic așa? Pentru că am văzut că și Parlamentul European acum, până și cei care sunt acum studenți în cadrul facultăților de politică, au anumite preferințe, să le spunem așa. Dar noi nu fică să ne dorim dezbateri aprinse și schimb de idei, fapt pentru care, așa cum am menționat, printre grupările politice și grupul conservatorilor. Și ne așteptăm ca oamenii care vor fi repartizați acolo să aibă destul de multe argumente, fie cu privire la rezultatul ce va fi dezbătut în cadrul Comisiei pentru Drepturile Femeii sau, desigur, și în cadrul Comisiei de Cultură și Educație vor fi subiecte legate de cum să se asigure un nivel egal de educație la nivelul întregii Uniunii Europene și, dacă faptul că fiecare participant va fi informat cu privire la ideologia pe care o susține, suntem convinși că vor avea loc dezbateri destul de aprinse. Desigur, acum rezoluțiile încă sunt în etapa de redactare, pentru că vrem ca rezoluțiile ce urmează să fie dezbătute să nu fie deja aprobate în cadrul Parlamentului European, astfel încât ideile să fie cât mai originale. Uite, chiar astăzi am aflat și eu o informație, a fost un mic scandal în plenul Parlamentului European vis-a-vis de tot ce înseamnă identitatea de gen. O să abordați tema aceasta? Foarte posibil, adică probabil o să ne asăm fix pe rezoluțiile care știm că vor stârni controverse, dar într-un mod pozitiv, pentru că suntem deschiși să aflăm părerile tuturor participanților și încercăm să creăm un spațiu cât mai liber, astfel încât aceștia să poată exprima ideile. Uite, voiam să te mai întreb ceva legat de SIMPE. Având în vedere toate dezbaterile care vor avea loc în aceste 6 zile, este ceva, nu știu, mă gândesc poate la o propunere care chiar poate ajunge mai departe, poate ajunge să fie prezentată la un moment dat de cineva în plenul Parlamentului European? Sigur. Deci, încă de la început, unul dintre obiectivele noastre a fost ca aceste 4 rezoluții care sunt dezbătute să fie oarecum, spunem, verificate sau chiar mai mult de atât prezentate în cadrul Parlamentului European. Suntem în proces de a închega un parteneriat cu una dintre instituții ce reprezintă Parlamentul European,
Și okay, vrem ca, da, și vrem ca aceste rezoluții să ajungă puțin mai departe, adică oamenii să primească și un feedback cu privire la lucrurile pe care le-au dezbătut. Deci, oricum ar fi, vrem ca ele să meargă un pic mai departe de simple și să aibă, sperăm, un rezultat concret. Cum credeți că vor fi primite în afară? Da, simple are și un istoric destul de longeviu, să spun așa, adică este deja cea de 13-a ediție, avem un anumit renume și, deși a fost acest an de pauză datorită pandemiei, credem că putem să revenim în forță și vor fi primite cu brațele deschise, ca să mă exprim așa. Cred că și reprezentanții instituțiilor sunt destul de deschiși să afle care sunt ideile tinerilor și mai mult decât interesați de lucrurile care nu au zis de bază. Interesați să le asculte, să pună, da, în aplicare, nu? Da. Pentru că viitorul este al lor până la urmă. Așa e. Bun, știu că faceți sau ați demarat acest proiect inclusiv pentru a-i face pe cei din jur să conștientizeze faptul că deciziile luate la nivel european, da, deci la nivel înalt, nu numai în țară, ne influențează și nouă viețile. Și voiam să te întreb dacă ne poți explica cum ne influențează, pentru că poate noi fiind aici, da, în România, ni se pare că nu suntem atât de aproape. Primim niște directive la un moment dat și le aplicăm sau nu. Așa este. Chiar în acest sens am desfășurat, pentru campania noastră de promovare, un mic videoclip în care întrebam tinerii ce face în europarlamentar. Și foarte mulți dintre ei nu știau ce se întâmplă la nivelul Parlamentului European, fapt pentru care și unul dintre obiectivele noastre este să încurajăm tinerii să se implice civic activ, pentru că știm că o problemă foarte evidentă în cazul societății românești este lipsa prezenței tinerilor la vot. Citeam și statistici din anul 2020 în care numai 25,39% din tineri participaseră la vot și știm că în anul 2024 urmează să se desfășoare, cred că, 3 perioade de alegeri și prin... Cred că 4, dacă nu mă înșel. Da, 3 sau 4, ceea ce înseamnă că cu atât mai mult proiectul are un scop destul de important. Referitor la ceea ce face un europarlamentar, chiar urmăream, am început să urmăresc activ activitatea europarlamentarilor, pentru că ne dorim să avem alături de noi și în cadrul proiectului și suntem în etapa de contactare și de stabilirea unor, a prezenței unor invitați importanți în cadrul proiectului. Și aș putea spune că chiar nu conștientizăm că fiecare lucru care se dezbate în cadrul Parlamentului European poate avea un impact asupra noastră. Spre exemplu, în ceea ce privește rezoluție privind mediul sau da, tot ce înseamnă mediu și sistem sustenabil, ne afectează în viața de zi cu zi, știm că încercăm să reducem plasticul și toate ce se dezbat acolo ajung să ne influențeze la un moment dat viața de zi cu zi. Ce părere ai tu sau, nu știu dacă ați avut discuții în cadrul societății voastre, ce părere aveți despre europarlamentarii români? Îmi cer scuze. Sincer, personal am o părere destul de bună, adică chiar urmăresc site-urile lor și văd că încearcă să familiarizeze cât mai mult oamenii cu activitatea pe care o desfășoară. Există rapoarte anuale cu privire la intervențiile pe care le au în cadrul Parlamentului European, okay, propunerile pe care le au. Cred că singura problemă este că oamenii nu știu unde să caute sau nu știu că aceste informații sunt accesibile pentru ei. Adică de asta desfășurăm în paralel și o campanie de informare cu privire la unde mă duc atunci când vreau să aflu informație, cum aflu unde, cum se desfășoară dezbaterea la nivelul Parlamentului European. Adică cred că problema este undeva la nivel de comunicare și la modul în care informațiile de acolo, de la nivel supranațional, reușesc sau nu să ajungă la nivel național, local sau regional. Cred că activitatea există și este pozitivă și se îndreaptă spre bine, însă cred că oamenii sunt și puțin sceptici cu privire la politică și Uniunea Europeană în general. Deci, de ce? Nu știu, poate că este și istoria noastră politică a țării, modul în care oamenii și-au pierdut încrederea în conducătorii noștri, ca să-i numesc așa între ghilimele, și am totuși încrederea că tinerii încearcă, na, și prin intermediul rețelelor de socializare, își dau seama că e destul de important să fii informat, mai ales în contextul în care apar știri false și se întâmplă atât de multe lucruri, există crize atât la nivel medical cât și criza războiului în Ucraina sau crizele economice care se desfășoară la nivelul Uniunii Europene. Deci, am încredere că odată cu trecerea generațiilor,
ne vom apropia mai mult de ceea ce înseamnă politică și Uniunea Europeană și vom avea mai multă încredere în oamenii pe care îi alegem să ne reprezinte. Credeți că România este reprezentată la nivel european cu succes? Și aici mă gândesc comparativ poate cu europarlamentari din alte țări. Sincer, nu aș vrea să mă implic în domeniul ăsta, dar în faptul că na, societatea studenților europeni este o organizație apolitică, dar okay. Da, prefer să nu spun neapărat părere personale cu privire la acest subiect. Cred că aici na, e destul, poate fi destul de subiectiv și prefer să nu mai spun. Totuși ați, nu știu, v-ați gândit, dacă voi ați fi acolo în momentul acesta, ce ați putea face sau ce ați propune? Da, personal, de asta am și introdus Comisia de Cultură și Educație, sunt pasionată de domeniu și mă gândesc că poate dacă eu aș fi în locul unui parlamentar care ar fi în această comisie, aș acorda un interes mai crescut cu privire la ce înseamnă educația în România, poate digitalizarea din sistemul educațional sau modul în care cultura este susținută din punct de vedere financiar. Adică, na, personal, ăsta este un domeniu care mă interesează și poate că aș pune mai mult accent pe acest lucru, pe România. Noi în România, aici nu mă refer neapărat la nivel european, mă refer la nivel național, noi în România ne axăm pe ce trebuie din punct de vedere politic? Sau există un amalgam de lucruri care, nu știu, se propun din diverse direcții și nu ne axăm pe ceea ce ar trebui să fie prioritar? Sincer, din nou, n-ar putea să mă exprim, poate nici nu am expertiza necesară, încă sunt doar studentă la facultatea de studii. Da, mă gândeam din ce ai urmărit tu, părerea ta. Eu personal cred că urmăm o direcție bună, mai ales în contextul proiectelor pe care le are Uniunea Europeană pentru perioada 2021-2027 prin bugetul multianual. Adică cred că na, o să căpătăm oarecum în timp experiență cu privire la ceea ce înseamnă reprezentarea și punerea în aplicare a priorităților pe care le are Uniunea Europeană. Deci am o atitudine pozitivă față de cum ne raportăm la Uniunea Europeană și rolul pe care le avem noi ca țară. Ai încredere în generația aceasta care urmează și va ajunge la un moment dat să conducă țara sub o formă sau alta, că va fi mai bună decât ceea ce avem în momentul de față? Sigur. Așa cum semnarea Parlamentului European în acest are ca tematică rolul pe care creativitatea și implicarea civică le are în dezvoltarea competențelor tinerilor europeni, pentru că știm că anul 2023 este anul competențelor, cred că generația care vine este una mult mai informată, mult mai, spunem, atentă la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și mult mai pregătită, aș spune, pentru provocările care urmează. Adică cred că am trecut noi care atât de multe crize, știm cum să reacționăm, știm cum să avem această adaptabilitate, aș spune eu, și un cuvânt cheie care ne definește pe noi, aș spune, reziliență. Adică cred că suntem pregătiți pentru ce urmează și viitorul, spunem, sună bine. Mă bucur că spui asta, fiindcă există voci din generația aceasta, care acum este la putere, care consideră că cei mai tineri nu sunt suficienți de fapt de pregătit pentru viitor, nu sunt atât de atenți la ce se întâmplă în jurul lor și sunt prea închiși în ei, nu socializează, nu conștientizează ce este în jurul lor. Ce părere ai despre asta? Cred că există această tradiție, spune eu, a unui conflict între generații. Și poate că întotdeauna poate oamenii cu anumită vârstă vor avea o părere, nu chiar negativă, dar vor fi sceptici cu privire la noile generații. Poate că și mie mi se întâmplă și mă gândesc că generațiile mai mici, nu știu, sunt preocupate de social media sau nu sunt neapărat pregătite pentru lucrurile serioase. Însă, na, eu și făcând parte oarecum din generația Z, cred că am puterea să-i contrazic, adică și la nivel de Cluj, și la nivel de România sunt destul de multe lucruri frumoase organizate de tineri și știu că suntem destul de motivați să schimbăm viitorul României. Dar totuși, cum putem schimba viitorul României, având în vedere că, cum am zis și la începutul, sau cum ai menționat de fapt tu la începutul interviului, educația civică un pic lipsește din sistemul nostru educațional?
cred că, ca să spun, de la nivel individual, spre nivel general, ar trebui ca fiecare dintre noi să conștientizeze, în primul rând, importanța pe care o are în societate și modul în care acțiunile mici pot să ducă la un rezultat general pozitiv. Totul pornește de la educație și mă gândesc că, desigur, o reformă educațională de la cel mai mic nivel este mult decât binevenită pentru a ne pregăti pentru schimbările care au loc să se întâmple. Da, cred că e vorba pur și simplu de motivația pe care are fiecare dintre noi de a acționa. De asta și există Simple, de asta există numeroase proiecte care sunt organizate de organizații studențești. Deci, da, tot ține de motivație personală și dorința noastră de a ne implica. Uite, tu încă ești studentă și în afară de aceste asociații care vin și aduc un plus pentru cei care acum sunt pe băncile școlilor sau ale facultăților, dar în rest, ești mulțumită sau ai fost mulțumită de sistemul educațional românesc? Ți se pare că ceva a fost poate în zadar sau prea mult sau ar fi trebuit să se pună accentul mai mult pe altceva? Eu provin într-o comunitate destul de mică, adică... Da, sunt din Piatra Neamț, dar acolo, cu toate acestea, am avut oportunitatea de a mă dezvolta. Probabil a fost și o dorință personală de a învăța și din alte surse externe. Dar dacă e să vorbesc pentru facultatea de studiune, chiar sunt foarte mulțumită de modul în care s-a desfășurat dezvoltarea mea pe plan academic. Adică, pe lângă toate aceste activități de voluntariat, mereu a existat oportunități de practică sau oportunități prin care eu să mă dezvolt și profesional. Totul a ținut de dorința studenților de a face parte din aceste proiecte oferite de facultate și de universitate în sine. Adică, personal, și pe cazul meu, eu am fost destul de mulțumită și știu că de fiecare dată când am avut nevoie sau am vrut să învăț, am avut de unde și am avut, să spun așa, instrumentele necesare. Deci nu este ceva ce ți-ai fi dorit să primești, să înveți, dar n-ai ajuns într-un fel sau personal, altul. Nu, personal nu. M-a ridicat destul de mulțumită, poate că și din cauza pandemiei nici n-am putut să mă bucur într-adevăr de toate oportunitățile pe care le-aș fi putut avea, însă sunt destul de optimistă cu privire la viitor. Știu că de fiecare dată când o să vreau să accesez poate sau să particip într-un mediul unui program Erasmus, am oportunitatea de a aplica, am oportunitatea de a mă putea informa corect, deci da, sunt mulțumită. Bun, mai departe, ce alte activități mai propuneți prin Societatea Studenților Europeniști? Deci Societatea Studenților Europeniști are un număr destul de vast de proiecte. Chiar astăzi începe unul dintre proiectele noastre, Internship Academy, prin care încercăm să le oferim tinerilor posibilitatea de a lua contact cu mediul muncii. Oferim anumite internship-uri la firme din Cluj-Napoca, proiectul este unul gratuit. Iar pe lângă Internship Academy mai avem și proiecte caritabile, precum Moș Crăciun pentru Fiecare, care se desfășoară în decembrie și de fiecare dată reușim să ajutăm anumite asociații din Cluj-Napoca prin donații. Avem și proiectul Academic Writing Week, prin care ajutăm studenții să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă scrierea academică, îi ajutăm să se pregătească pentru licență și pentru redactarea de cenă a unor articole științifice. Avem și proiectul Mediul de Afaceri, care din păcate nu se ține anul ăsta, dar are și de asemenea un istoric în ceea ce privește familiarizarea tinerilor cu ceea ce înseamnă primul job sau în cazul acesta se desfășoară și anumite training-uri cu privire la cum să-ți controlezi emoțiile, afectează atât pe dezvoltarea personală cât și pe dezvoltarea profesională. Iar pe lângă asta avem și training-uri care se desfășoară periodic sau activități atât dedicate voluntarilor noștri cât și studenților Facultății de Studii Europene sau Universității Babeș-Bolyai. Uite, mă bucur că ai menționat de internship-uri, pentru că, nu știu, consider că elevii sunt destul de pregătiți după ce ies din facultăți să intre în lumea aceasta a adulților, să zic așa. Le este ușor să-și găsească un loc de muncă, mai ales în domeniul de activitate pe care poate l-au studiat? Desigur că studenții pot întâmpina dificultăți și asta se întâmplă de cele mai multe ori. Fiind de asta încercăm să venim cu o mână de ajutor, adică tot acest proces poate fi destul de complicat, atât în ceea ce privește poate redactarea unui CV, care să fie competent pentru un anumit internship, cât și ceea ce privește pregătirea pentru un interviu. De asta încercăm să îi încurajăm și să le oferim metodele prin care ei să se poată pregăti. Personal, da, cred că este un proces destul de anevoios, însă prima dată este mai greu.
această experiență poate apare și în momentul în care încerci din ce în ce mai mult să ai contact cu firme, experimentezi și încerci să-ți dai seama ceea ce îți place. Și este adevărat? Nu vor tinerii să lucreze? Nu cred că este adevărat. Cred că are loc o generalizare de cele mai multe ori. Cred că tinerii sunt foarte motivați să se dezvolte, cel puțin oamenii de care sunt eu înconjurată sunt dornici să învețe și da, poate că există și cazuri în care oamenii sunt demotivați sau poate se simt rătăciți, nu știu ce își doresc poate, dar cred că tinerii își doresc să lucreze și pot să facă lucrul ăsta, mai ales dacă găsești ceva ce îi pasionează. Este greu în ziua de astăzi, nu? Să găsim sau să ne dăm seama de fapt care este drumul nostru. Așa e. Oportunitățile apar din toate direcțiile și desigur că există această fluctuație cu privire la domeniul care poți să facă. Dar există și nu știu, acest social media care are un impact foarte mare asupra noastră și poate că și modul în care concurența este foarte evidentă poate fi un factor care nu știu, te poate demotiva. Însă, prin mai multe încercări, cred că fiecare dintre noi poate să își găsească drumul. Cu siguranță, cu siguranță. Ideea cu sau un atu al generației acestea este faptul că nu le este frică să încerce și nu se închid, nu se uită doar drept, văd în jur diverse oportunități, cum ai spus și tu. Nu în ultimul rând, vreau să te întreb, în cadrul societății voastre, ați sărbătorit în vreun fel Ziua Europei? Sigur, atât SIMPE cât și SSE a avut un stand în cadrul Facultății de Studii Europene. Am avut acolo, le-am oferit studenților oportunitatea de a spune ce își doresc de la Uniunea Europeană sau ce ar vrea să vadă pe viitor în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, am avut și un pupitru în cadrul căruia studenții au putut să-și facă poze sau să se pună în postura de europarlamentar, cel puțin vizual. Și chiar pot să mă gândesc că am atras un număr destul de mare de oameni și am fost informați cu privire la importanța pe care o are Uniunea Europeană și istoricul creierea acestei comunități. Și ai spus la început, au putut să vină să-și exprime dorințele. Ce își doresc studenții de la Uniunea Europeană, tinerii? Sincer, acestea au fost destul de diversificate, drepturi egale, drepturi egale pentru în ceea ce privește nivelul de plată între femei și bărbați, susținerea educației, posibilitatea accesului tinerilor la oportunități la nivel european, pentru că știm că na, poate factorul financiar poate împiedică pe unii să se bucure cu adevărat de toate oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană, campanii de informare mai dese. Dar și lucruri de acest gen. Adică de asta și simt încerc să combine mai multe domenii ca să acopere interesele tuturor. Am înțeles. Alexia, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi astăzi și vă doresc mult succes cu proiectul, să vă vedem acolo în plenul Parlamentului European în câțiva ani. Mulțumesc tare mult. O zi frumoasă să ai. La revedere.